Industrială, bineînțeles, la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Republica Moldova. Astăzi avem o conferință de presă a viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, domnului vicepreședinte Eduard Vasile. Ne vom axa astăzi pe două subiecte: contribuția Republicii Moldova la pachetul de extindere al UE pentru 2023 și deciziile de UE la Consiliul Afacerilor Externe de la Uniunii Europene. Domnule viceprim-ministru, aveți cuvântul. Bună ziua, Hristos a înviat, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. În ultimele săptămâni, Republica Moldova a fost angajată în mai multe procese foarte importante pentru viitorul nostru european și am considerat foarte util să avem acest schimb de păreri privind modalitățile concrete prin care Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană și avansează în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În primul rând, săptămâna trecută, Republica Moldova, pentru prima dată în istoria aspirațiilor noastre europene, a depus prima contribuție a noastră la raportul de extindere al Comisiei Europene. Acest raport al Comisiei Europene este, în mod normal, publicat în luna octombrie a fiecărui an și evaluează progresele fiecărui stat candidat la aderare la Uniunea Europeană prin prisma gradului de pregătire a acestor țări pentru statutul de membru al Uniunii Europene. Și iată că pentru prima dată Republica Moldova a fost invitată să ne autoevaluăm, să trimitem propriul nostru raport care va sta în baza evaluării Comisiei Europene. A fost într-adevăr un lucru enorm, în care au fost implicați sute de angajați din sectorul public al Republicii Moldova. Am avut peste 600 de oameni, de regulă membrii celor 35 de grupuri de lucru, care pregătesc țara noastră pentru aderarea la Uniunea Europeană și am trimis acest raport către Comisia Europeană miercuri săptămâna trecută. Acest raport având practic împreună cu notele de subsol peste aproape 900 de pagini și în următoarele săptămâni Comisia Europeană va evalua acest raport. La o etapă ulterioară, în luna iunie, vom mai trimite către Comisia Europeană o actualizare a gradului de progres și iată că acest prim pas în integrarea Republicii Moldova în această procedură standard de aderare la Uniunea Europeană este într-adevăr un lucru foarte important pentru modul cum vom structura noi ca țară, ca societate, ca guvern procesul de aderare la Uniunea Europeană. În același context, am avut un schimb foarte substanțial și am prezentat Comisiei Europene mai multe detalii privind gradul de implementare al celor nouă recomandări ai Comisiei Europene și astăzi voi profita de această ocazie să trecem și noi un pic peste detaliile implementării acestor nouă recomandări ai Comisiei Europene. Dar înainte de a face acest lucru, voi mai menționa că, evident, săptămâna trecută am avut o vizită la Bruxelles în care am discutat toate aceste subiecte, contribuția noastră la raportul Comisiei, gradul de implementare a celor nouă recomandări ai Comisiei Europene de către autoritățile din Republica Moldova, dar și pregătirea împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, Consiliului pentru Afaceri Europene de ieri, care a avut loc ieri la Bruxelles, care a venit cu mai multe inițiative care fortifică Republica Moldova, care ne ancorează în spațiul european și care ne vor ajuta în continuare să consolidăm democrația, libertatea și parcursul nostru european. Și ieri, la reuniunea ministrilor de externe ai Uniunii Europene, la acest Consiliu pentru Afaceri, externe, au fost luate trei decizii cheie legate de Republica Moldova. Prima decizie este finalizarea acestui proces și aprobarea lansării unei misiuni din cadrul politicii comune de securitate și apărare a Uniunii Europene. Această misiune va fi o misiune civilă care va fi trimisă în Republica Moldova pentru a ajuta autoritățile noastre să combată amenințările hibride. Prin urmare, obiectivele acestei misiuni se vor concentra pe mai multe elemente, în primul rând pe consolidarea mecanismelor de gestionare a crizelor, pe contracararea amenințărilor hibride, după cum am menționat, pe asigurarea securității cibernetice, pe contracararea dezinformării
și pe asistarea în implementarea strategiei securității naționale. Deci pe toate aceste subiecte vom coopera și vom beneficia de lucru comun cu partenerii noștri europeni. Aici subliniez că această misiune este una civilă și că această misiune nu face parte a proceselor de reglementare a conflictului transnistrean. O a treia decizie importantă pentru țara noastră este o undă verde, o aprobare pentru a unui nou pachet oferit Armatei Naționale Republicii Moldova prin intermediul Facilității Europene de Pace, o inițiativă care vine să consolideze capacitățile noastre de securitate și apărare. După cum am mai spus, pe lângă aceste decizii, aș vrea să trec în revistă mai multe măsuri prin care autoritățile Republicii Moldova implementează sau deja au implementat o bună parte din recomandările Comisiei Europene pentru oferite Republicii Moldova în contextul oferirii statutului de candidat, de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Și aici, dacă îmi permiteți, o să trec peste fiecare recomandare și o să vă dau doar câteva exemple de măsuri implementate de către noi pentru a îndeplini acele condiții. Deci, prima recomandare a Comisiei Europene publicată în iunie pentru Republica Moldova ține de finalizarea etapelor esențiale privind reforma justiției, ocuparea tuturor posturilor rămase vacante ale Consiliului Suprem al Magistraturii și în organele de specialitate. Știți bine că reforma justiției din Republica Moldova continuă, ea nu este un lucru ușor. În același timp, deja la această etapă, putem constata anumite progrese, atât în plan legislativ, cât și al modului cum funcționează justiția din Republica Moldova. A fost adoptată legislația necesară pentru verificarea declarației de avere și interese personale ale candidaților. Este în proces de desfășurare selecția membrilor prin cadrul Comisiei de preevaluare. Știți că avem și o situație mai delicată în acest domeniu. Și în curând se așteaptă evaluarea candidaților pentru Consiliul Superior al Procurorilor și în aceste procese, evident, lucrăm cu partenerii noștri externi. A doua recomandare a Comisiei Europene ținea de adresarea deficiențelor identificate de OSCE și ODIR și de Consiliul Europei și de Comisia de la Veneția și aceste recomandări au fost deja implementate prin faptul că Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege cuprinzătoare de modificare a codului electoral, ținând cont și în conformitate cu recomandărilor instituțiilor sus menționate și aceste modificări au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023 și se vor aplica mai întâi la alegerile locale și ulterior la alegerile la nivel național. Și prin acestea, recomandarea numărul 2 a Comisiei Europene este pe deplin implementată. Recomandarea 3 ținea de respectarea angajamentului de a lupta împotriva corupției la toate nivelurile prin luarea de pași decisivi către investigații proactive și eficiente și un istoric credibil de urmăriri penale și condamnări. Prin prisma implementării acestei recomandări, au fost efectuate mai multe ajustări legislative, dar deja putem constata că anumite lucruri concrete se întâmplă în Republica Moldova și acest lucru din nou denotă prezența unor progrese substanțiale în capacitatea noastră de combatere a corupției la toate nivelurile și printre evoluțiile cele mai importante care constată și denotă aceste procese graduale în sistemul nostru de justiție este condamnarea la 13 aprilie de Curtea de Apel Chișinău a lui Ilan Șor, la condamnare la 15 ani de închisoare și o amendă de peste aproximativ 260 de milioane de euro în formă de restituire. În plan legislativ este vorba și de adoptarea unei legi privind competențele Procuraturii Anticorupție și a Centrului Național Anticorupție. Mai multe modificări legislative care includ legi ce stabilesc mecanismul de urmărire penală, judecată și condamnare în cazul persoanelor care încearcă să se sustragă justiției și în absența acestor persoane.
și tot pentru a constrânge capacitatea și a limita capacitatea de a beneficia din bunurile efectiv sustrase de la cetățenii țării noastre, am lucrat împreună cu partenerii noștri externi, cu Statele Unite, cu Regatul Unit al Marii Britanii și cu Uniunea Europeană pentru a încuraja partenerii noștri să introducă regimuri de sancțiuni care limitează capacitatea corupților din Republica Moldova și care limitează capacitatea lor de a beneficia de bunurile sustrase din, de la cetățenii noștri. În aceste progrese, care evident mai avem foarte mult de lucru, este absolut clar că sistemul nostru de justiție mai rămâne, mai are foarte mult pentru a ajunge la standardele europene, dar deja aceste progrese sunt recunoscute inclusiv în, în plan internațional și aici, de exemplu, în cadrul unei evaluări anuale publicate de Transparency International, în cadrul indexului de percepție a corupției, poziția Republicii Moldova s-a îmbunătățit cu 14 poziții anul trecut și cu 24 de poziții în ultimii 2 ani. Recomandare numărul 4, implementarea angajamentului de deoligarhizare prin eliminarea influenței excesive a intereselor corupte în viața economică, politică și publică. Aici, din nou, am reușit ca societate, ca țară, să obținem și anumite progrese, din nou, care limitează influența oligarhilor asupra Republicii Moldova, această condamnare a lui Ilan Șor pe care am menționat-o, dar și recâștigarea controlului asupra gestionării aeroportului internațional Chișinău și revenirea gestionării la stat. Adițional, am elaborat și un plan de acțiuni intern pe dezoligarhizare, care prevede mai multe măsuri de ordin structural, care vizează limitarea influenței oligarhilor asupra economiei și politicului din Republica Moldova. Acest plan a fost și este actualmente supus consultărilor publice, deci fiecare din cetățenii țării noastre poate contribui cu reacții și sugestii la acest plan. Acest plan prevede măsuri concrete de reducere a influenței oligarhilor în mai multe domenii, atât, după cum spuneam, în viața noastră politică și economică și, evident, acest plan este discutat în detalii și ajustat în lumina discuțiilor pe care le avem cu partenerii noștri. Recomandarea numărul 5, consolidarea luptei împotriva crimei organizate pe baza evaluărilor detaliate a amenințărilor, a cooperării sporite cu partenerii regionali, Uniunea Europeană și internaționali. Aici, din nou, Republica Moldova a întreprins mai multe acțiuni importante pentru atât pentru fortificarea capacităților noastre comune de a combate crima organizată, cât și pe operațiuni foarte concrete în mai multe domenii. Pentru cooperarea noastră cu Uniunea Europeană este foarte importantă prezența Frontex în Republica Moldova, care permite instituțiilor noastre să se integreze plenar și gradual în cooperarea noastră cu partenerii noștri externi. Este vorba de lansarea unui hub al Uniunii Europene pentru securitatea internă în Republica Moldova, prin prisma căruia instituțiile noastre lucrează cu partenerii noștri pentru a limita impactul crimei organizate asupra noastră, a tuturor, atât asupra Republicii Moldova, cât și al Uniunii Europene. Participarea la mai multe echipe comune de anchetă cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Evident, tot în acest cadru se înscrie și lansarea misiunii civile al Uniunii Europene, care va lucra în continuare cu instituțiile noastre pentru a fortifica capacitatea noastră de a combate crima organizată. În domeniul securității cibernetice am transpus în legislația națională și am adoptat o nouă lege privind securitatea cibernetică, care transpune standardele europene din directiva, așa numită directivă NIS-2, prin care Republica Moldova se aliniază la cele mai înalte standarde europene în domeniul securității cibernetice în plan legislativ, dar știți bine cu toții că mai avem foarte mult de lucru pentru a fortifica reziliența cibernetică a țării și instituțiilor noastre și acest lucru deja se întâmplă. În urma progreselor și eforturilor pe care le-am întreprins, inclusiv transpunerea
parțială la această etapă a celei de 5-a directive a Uniunii Europene împotriva spălării banilor, dar și implementarea mai multor recomandări manival în legislația noastră. Aceste recomandări țin de combaterea spălării banilor și în urma acestor eforturi ale noastre, manival a îmbunătățit ratingul Republicii Moldova și standardele și evaluarea standardelor de combatere a spălării de bani în Republica Moldova de la parțial conform la în mare parte conform. Recomandarea a șasea ține de creșterea capacităților de a realiza reformele și de a oferi servicii publice de calitate, inclusiv prin intensificarea implementării reformei administrației publice. Atunci când vorbim de fortificarea capacităților administrative a Republicii Moldova, trebuie să ne dăm seama de faptul că noi, ca țară, avem nevoie de niște instituții puternice care vor adopta și vor transpune legislația europeană, dar și vor transforma aceste noi realități legislative în realități pentru cetățenii noștri. Și în etapele imediat următoare, la prima etapă, avem nevoie de mult mai mulți oficiali, mult mai mulți oameni dedicați procesului de aderare la Uniunea Europeană, care vor elabora, vor planifica, vor implementa acquis-ul nostru comunitar, acquis-ul european, în Republica Moldova, prin această prismă, mai multe instituții din țara noastră, inclusiv Ministerul de Externe, au trecut și au lansat mai multe concursuri pentru a atrage noi specialiști care vor lucra pe dosarele europene. Doar la Ministerul de Externe, în ultimele, practic, două luni, avem 5-6 colegi care s-au alăturat echipei noastre care lucrează pe aderarea la Uniunea Europeană. Și în săptămânile și în lunile care vin vom mai continua publicarea unor noi anunțuri prin care încercăm să atragem cât mai mulți oficiali care vor ajuta procesul de integrare europeană. Evident, am elaborat și un mecanism de scor salarial pentru acei oficiali care sunt implicați în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Am creat acele 35 de grupuri de lucru care pregătesc țara noastră pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dar tot în cadrul implementării acestei recomandări Comisiei Europene facem progrese și în digitalizarea continuă a serviciilor publice. Ori la etapa actuală avem 32 de servicii publice care sunt disponibile prin intermediul platformei guvernamentale de servicii electronice, dar și această digitalizare ne ajută și ea să racordăm, modernizăm administrația noastră publică și să o racordăm la rigorile europene. Recomandarea 7 ține de finalizarea reformei managementului finanțelor publice, inclusiv îmbunătățirea achizițiilor publice la toate nivelurile guvernamentale. Aici, din nou, au fost întreprinse mai multe măsuri, nu le voi menționa pe toate, dar printre cele mai importante aș menționa și noua strategie privind dezvoltarea managementului finanțelor publice pentru 2023-2030, cât și adoptarea de către guvern a unui regulament privind achizițiile publice la scară mică. Și vă dau, iată, aceste exemple de măsuri prin care procesele din finanțele publice din Republica Moldova se ajustează treptat la rigorile Uniunii Europene. Recomandarea 8 ține de creșterea implicării societății civile în procesele de luare a deciziilor la toate nivelele. Ceea ce evocăm și discutăm cu partenerii noștri externi este că în Republica Moldova societatea civilă are un grad de influență și implicare fără precedent în procesele cheie care au loc și se derulează în țara noastră. Este absolut fără precedent faptul că în cadrul Republicii Moldova societatea civilă este reprezentată atât în Consiliul Suprem de Securitate, cât și în cadrul Comisiei Naționale de Integrare Europeană, prezidată de doamna președintă Maia Sandu. Acest lucru ne avantajează, ne permite să adoptăm decizii mai bune, mai transparente, dar, evident, sunt și alte modalități prin care vrem să fortificăm și în continuare cooperarea și conlucrarea cu societatea civilă pe procesele legislative și de luare a deciziilor. Și aici doar că să vă dau o cifră, în ultimele 9 luni am avut 1046 de proiecte de legi și alte acte care au fost
supuse consultărilor publice prin intermediul platformei de consultare publică, cu regularitate principalele documente adoptate pentru a accelera aderarea noastră la Uniunea Europeană. Am organizat și consultații publice aici la Ministerul de Externe, dar întotdeauna suntem deschiși oricăror sugestii care vin și ne sunt semnalate, nu neapărat prin prezență fizică, dar și prin alte modalități de a comenta, sugera ajustări la acțiunile pe care le întreprindem. Recomandarea nouă este ultima recomandare, ține de consolidarea protecției drepturilor omului, în special a grupurilor vulnerabile și susținerea angajamentelor de a spori egalitatea de gen și de a lupta împotriva violenței împotriva femeilor. Aici, din nou, vom constata că în mai multe evaluări internaționale, Republica Moldova, din nou, a reușit să demonstreze anumite progrese, bună oară, conform organizației Reporteri Fără Frontiere, Republica Moldova și-a îmbunătățit substanțial locul în clasamentul global pentru tot ce ține de libertatea presei, în indexul și în clasamentul pentru egalitatea de gen, Republica Moldova deține locul 16 din lume, ceea ce într-adevăr înseamnă că Republica Moldova este un stat foarte bine plasat în respectul egalității, respectarea egalității de gen. Au fost întreprinse și anumite măsuri de întărire a capacității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Anumite progrese pentru transpunerea în legislația națională a angajamentelor relevante ai Convenției de la Istanbul, dar și a Convenției Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual, Convenția de la Lanzarote, dar și adoptarea unui nou program de prevenire și combatere a violenței în familie și a violenței împotriva femeilor pentru 2023-2027. Deci am ținut să trecem în detalii atât aceste nouă recomandări, cât și mai multe măsuri pe care le-am întreprins cu toții pentru a implementa aceste recomandări. Sunt conștient că această trecere în revistă a luat ceva timp, dar realitatea este că integrarea europeană este un domeniu care va afecta, trebuie să afecteze și prin care noi trebuie să ajustăm absolut fiecare domeniu de funcționare a societății noastre, a țării noastre și absolut prin prisma tuturor acestor măsuri menționate de mine sunt necesare și în continuare vor fi implementate sute de alte măsuri care treptat aduc Republica Moldova în Uniunea Europeană. Aceste măsuri sunt pregătite, sunt discutate împreună cu partenerii noștri europeni. Pentru implementarea acestor nouă măsuri putem spune cert că o bună parte din ele sunt deja îndeplinite, o altă parte, inclusiv în procese care vor dura mai mulți ani, inclusiv reforma justiției, inclusiv dezoligarhizarea, Republica Moldova a demonstrat capacități semnificative de a face progres în direcția acestor implementării acestor recomandări și în continuare vom lucra cu același dinamism pentru a aduce mai aproape momentul în care Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi din presă, astăzi putem avea câte două întrebări de la redacție și vom începe cu doamna Sătana Gore de la TV. Vă rog. Mulțumesc, Sătana Gore de la TV. Domnule Popescu, vreau să vă întrebăm cum calificați faptul că astăzi Ministerul de Externe de la Moscova a declarat un funcționar al ambasadei noastre, persoana non grata, drept răspuns la acțiunea Chișinăului din 19 aprilie, când a făcut același lucru. Despre acest lucru a fost informat și ambasadorul Lilian Dari la Moscova. Cum vedeți dumneavoastră această acțiune a Federației Rusiei? Evident, am mai menționat mai multe ori că timp de foarte mulți ani, efectiv de până la independența țării noastre, Federația Rusă a recurs la politici ostile față de Republica Moldova, față de cetățenii noștri, față de economia noastră, față de independența noastră, prin sprijinul separatismului, prin sprijinul și menținerea prezenței militare ilegale pe teritoriul țării noastre, prin introducerea
embargourilor asupra produselor din Republica Moldova, asupra vinurilor, asupra legumelor, asupra fructelor. Și iată că în acest context Federația Rusă continuă aceste măsuri ostile care afectează negativ cetățenii Republicii Moldova, evident referindu-vă la contextul actual. Știți bine că săptămâna trecută, în urma unor acțiuni ostile ai Federației Rusă față de Republica Moldova, un diplomat, un reprezentant al ambasadei Federației Rusă la Chișinău a fost declarat persoană non grată. Și urmarea vizitei dumneavoastră la Bruxelles, care sunt ultimele evoluții privind includerea oligarhilor moldoveni pe lista de sancțiuni? Ce noutăți aveți și care ar fi persoanele care se vor regăsi? Deci, noutatea cea mai mare este că ieri ministrii de externe ai Uniunii Europene în cadrul Consiliului Afacerilor Externe au adoptat baza legală necesară pentru ca Uniunea Europeană să poată sancționa persoane și entități care încearcă să destabilizeze Republica Moldova. Ulterior, Uniunea Europeană va veni cu o listă mai concretă, dar cea mai importantă noutate la ziua de astăzi este adoptarea acestui cadru legislativ și pentru a pregăti această măsură a Uniunii Europene, într-adevăr, timp de foarte multe luni de zile am avut un schimb sistematic de păreri cu partenerii noștri europeni pentru a ajunge la această etapă în care Uniunea Europeană a elaborat cadrul necesar pentru a ajuta Republica Moldova să își consolideze democrația, inclusiv prin adoptarea acestui pachet de sancțiuni, care ulterior deja va fi care în viitorul apropiat va fi detaliat cu anunțuri suplimentare din partea Uniunii Europene. Mulțumesc tare mult, Stefana. Michela Tabarcea, la TV. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți cine este acest angajat și totodată am aflat din presa rusă că mai multe persoane au primit interdicția de a intra în Federația Rusă, dacă cunoașteți din această listă câte persoane. Deci, la această etapă, acest anunț a fost făcut efectiv cu câteva minute înainte de începerea conferinței. Eu am văzut anunțul public, dar așteptăm să vedem care sunt detaliile acestor anunțuri și ulterior vom veni cu informații suplimentare, pentru că, într-adevăr, acest anunț a fost făcut și deocamdată nu avem toți parametrii și toate detaliile acestui anunț. Puteți să ne spuneți când va ajunge în țara noastră, câte persoane vor veni, ce instituții vor consulta și cum practic se va întâmpla acest lucru și pentru ce perioadă de timp. Deci, etapa imediat următoare este selectarea de către Uniunea Europeană a echipei care va seta și va pregăti desfășurarea acestei misiuni pe teritoriul Republicii Moldova. Această echipă de conducere a misiunii urmează să vină în Republica Moldova în câteva săptămâni. Data exactă nu depinde de Republica Moldova, dar de procesele interne ale Uniunii Europene, din instituțiile europene. Cred că spre sfârșitul lunii mai vom fi în stare să vă oferim, iată, toate aceste detalii, care la această etapă sunt finalizate de către instituțiile europene. Dar aproximativ peste o lună, cred că Uniunea Europeană, reprezentanții Uniunii Europene, dar și noi, evident, cu foarte multă deschidere, vom oferi aceste mai multe detalii referitor la instituțiile care vor beneficia de această asistență, cât și numărul de personal și calendarul de trimitere acestei misiuni. Dar deja știu că Uniunea Europeană pregătește în următoarele săptămâni să trimită la Chișinău această echipă inițială de oficiali care vor pregăti această misiune. Ori pentru o misiune aveți nevoie de foarte multe lucruri practice, sediu, computere, mașini, concurs de angajare pentru experții care urmează să vină în Republica Moldova și iată, toate aceste măsuri de pregătire a misiunii deja sunt în derulare. Ministru, spuneți-ne în cazul în care reformele justiției vor trena, spre exemplu, vor dura un perioadă mai mare, aveți un plan de ar putea să se extindă aceste negocieri cu Uniunea Europeană,
cât este și plan anul viitor. Vom avea și alegeri locale, generale, în toamnă și, de asemenea, vom avea și alegeri europarlamentare anul viitor. Toate aceste acumulate, cumva, ar putea lua din orarul nostru. În primul rând, reforma justiției, îmbunătățirea situației din justiție, combaterea corupției în justiție, decapturarea justiției, este un obiectiv al cetățenilor Republicii Moldova, anume această dorință a cetățenilor noștri de a avea o guvernare justă și un sistem al justiției just, este stă la baza mandatului politic oferit doamnei președinte Maia Sandu, cât și majorității parlamentare, Partidului Acțiune și Solidaritate. În același timp, tot pentru ca Republica Moldova să poată avansa în direcția aderării la Uniunea Europeană, este absolut crucial ca sistemul de justiție să continuă să se îmbunătățească, să se reducă gradul de corupție. Și prin prisma acestui fapt, voi spune evident că orice pas făcut înainte în domeniul justiției, orice condamnare a unor corupți, este un pas care, pe lângă faptul că îmbunătățește sistemul de justiție, ne aduce mai aproape de Uniunea Europeană. Și invers, orice blocaj din reforma sistemului de justiție, orice măsuri luate prin prisma unor interese corupte, orice întârzieri în procesul de reformare a justiției, sunt măsuri care întârzie momentul în care cetățenii Republicii Moldova se vor regăsi în interiorul Uniunii Europene. Și de aceea trebuie să fim absolut toți foarte conștienți că viteza de reformare a justiției reprezintă un element fundamental pentru capacitatea noastră de apropiere de Uniunea Europeană. Mizele sunt foarte mari și de aceea este foarte important ca progresele pozitive din domeniul justiției să continuă și să fie accelerate. Urmează Dan Vizitiu de la TV6, vă rog frumos. Bună ziua, doamne, este la TV6. O întrebare tot referitor la acordul din nivel european pentru reziliste de persoane ce vor fi sancționate pentru acțiuni de destabilizare. Ce dovezi a prezentat Republica Moldova în Parlamentul European în susținerea acuzațiilor ce vizați de sancțiuni vor să destabilizeze situația din Moldova? Adică ce probe concrete vor să prezentați? Și totuși insist să vă întreb cine concret ar face parte din această listă de sancțiuni. Deci aceste decizii sunt luate de Uniunea Europeană sau în cazul declarației Parlamentului European, parlamentarii europeni votează aceste declarații ai Parlamentului European. Deci sunt niște decizii luate de către statele membre ai Uniunii Europene care în viitorul apropiat vor veni cu precizările necesare privind persoanele care vor fi incluși în lista de sancțiuni ai Uniunii Europene. Și o întrebare prin marginea același domeniu. Cum calificați dumneavoastră protestele organizate de Andrei Năstase și Maia Sandu, când au fost luat plasat în Parlament, au fost atacați oficial precum Mihai Ghimb și Orina Fusu, și dacă putem vorbi aici despre destabilizare și încercare de a prelua cu forța puterea asta? Eu nu am ce să comentez la această constatare care nu mi se pare o descriere corectă a situației. Ceea ce pot să vă spun eu este că astăzi Republica Moldova este ținta unor atacuri hibride. Există indivizi care au furat foarte mulți bani de la fiecare cetățean al Republicii Moldova și utilizează acești bani și aceste fonduri pentru a aduce violența pe străzile noastre, pentru a destabiliza mediul în care existăm noi cu toții și că aceste tentative până acum au fost deraiate, dejucate și în continuare autoritățile statului își vor îndeplini obligațiile pentru a menține pacea, stabilitatea, calmul, electricitatea și căldura în Republica Moldova în pofida tentativelor unor indivizi de a complica și mai mult viața cetățenilor și a țării noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult, domnule viceprim-ministru, mersi, la fel vă mulțumesc și eu, aici conferințele trebuie să ia sfârșit, vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc pentru vizionare și pentru vizionare. Mersi!